Ministrul Culturii, deputatul Bogdan Gheorghiu, a declarat că un județ liberal înseamnă un județ al dezvoltării. Potrivit acestuia, echipa PNL Suceava a demonstrat și demonstrează, sub coordonarea președintelui Gheorghe Flutur, că doar prin muncă și profesionalism, administrația locală poate veni în ajutorul real al cetățenilor. Bogdan Gheorghiu a menționat că suntem mai aproape decât oricând de infrastructura rutieră pentru Moldova, de care avem atât de mult nevoie și asta datorită guvernării liberale. Suntem mai aproape decât oricând de a face pasul spre debirocratizare. Alături de prim-ministrul Florin Câțu, de colegii miniștri și parlamentari, știu că putem aduce tuturor românilor reformele pe care le așteaptă de ani. Politica nu înseamnă doar discursuri, înseamnă fapte și asumarea unor proiecte care să dea șanse egale tuturor, fie că vorbim de mediul rural sau urban, proiecte care să ne ajute să devenim competitivi și relevanți la nivel european și mondial, iar PNL nu duce lipsă de fapte, mai ales cu echipa pe care am văzut-o astăzi la Suceava.